Deci trebuie să îmi spunem, deci când am întrebat, zic, cine a aranjat să mă bată, au și spus cine a aranjat cu Ionescu Ralu, deci probabil cu ani înainte, deci chiar când am venit la vreo băută din asta, au vorbit cu părinții lui, cu tatăl acestui nemernic, cum să aranjeze bătăile acolo. Am arătat că golanii veneau trimis și de acolo, de la fratele lui tata, dar și cumva cu acceptul acestor părinți complet criminali, care nu, nici nu au vrut să emigreze. Aici, să spunem, nu au ales în mod judicios căile bune de dezvoltare. Am arătat, trebuiau găsit apartament, de atunci trebuia să găsească apartament și să-l închirieze deci de la 1-4 ani. Deci, pretextau chestia asta, că am fost neascultător, nu m-a prostit, deci nu m-a prostit, deci eu am terminat gimnaziul peste 9-10, liceul peste 9-15. Deci asta vreau să spun, stare de criminalitate, tot vorbeau că copiii neascultători erau uciși cu pietre în Biblie. Eu nu găsesc lucrurile astea decât niște stări criminale complete. Biblia este depășită din mod. Deci, ăștia sunt părinți criminali. Ceea și vorbea atunci, cam la 12 ani, s-a produs totuși, am văzut și eu, s-a produs, deci discret, după multe pericole pe la doctor de ăștia care încercau tot să facă, trebuie la, și la durerile de cap cu stem cel tratament, ajungem la femeia asta și face sindromul de șavidă, nu-i păsa deloc când aveam sindromul de șavidă, deci asta se verifică aici, cu dureri înfiorătoare, aici au fost numai zbierete, din 2001 spre din 2001 spre cum se spun 2008, când mi s-a pus 2010, 2008, după ce a murit, m-am dus unde trebuie, deci unde mă dusesem și când eram copil mic, să-mi pun în celule stem. Acum să vedem unde au pus dispozitivele astea, când iau și din mormânt, ei pot să le telecomandeze cumva cu microprocesoare să facă cancer. Ăștia sunt, asta îmi spunea atunci mama când aveam, să spunem, 12 ani, că nu m-a dorit tata, că i-am turnat atunci la poliție, deci că am lovit-o, chiar dacă ar fi fost așa, chiar dacă ar fi fost așa, asta nu se rezolva așa. Deci ei s-au plâns de multe ori că, să spunem, au, mai ales mama, că a fost, să spunem, admonestată. A fost admonestată pentru că era o, să spunem, mamă lipsită de complet de discernământ și anticopil, anticopil. Deci ar fi putut să aducă poliția, așa cum am adus eu atunci. Deci, efectiv, părinți criminali și am spus încă o dată, deci după asta mai spune și asta, ce se făcea, vă dați seama cât de criminală era mama, o să fii dus la sora mea la gura humorului, o să te îngrijească nu știu câțiva ani și doamna aia o să iasă la pensie, am pregătit totul pentru tine. Deci toate traiectoriile astea, deci când a fost să fiu scos afară din casă, a colaborat cu sora ei, cum era bolnavă, acum pe patul de moarte, cum să mă ia, cum să mă scoată, nu s-a putut. Deci, și îmi spunea tu, dar și eu cât am să stau, când întrebam atunci, că era cu totul alta starea de spirit, la 12 ani, ea era mai tânără, deci eu aveam 12 ani, nu, să spunem cât, 13 ani, da, 13 ani, într-a șaptea, și ca ai să fii dus acolo, deci le iau la gura cumorului și păi n-am să mai vină nea sau să o aresteze doctorița. Asta zic, nu, doctorița iese la pensie și tu nu ai să mai fii. Deci asta era mama, deci criminală complet.
Am spus aici, nu ținea tot economii stricte, deci practic s-a trăit dintr-un salariu, eu nu eram atent ce se întâmplă, că intrau oricum cam 6.000 de lei pe lună, pe undeva probabil mai avea niște afaceri din astea, cu cusături, deci făcea rochiții, dar banii nu se duceau, să spunem, pentru noi. Atunci, deci primul apartament a fost luat așa miraculos cu 600 de dolari, deci s-a întâmplat un miracol din ăsta, am, să spun, am reușit eu să prind la început atunci un apartament bun, unde s-a devalorizat în așa fel banii încât s-a luat cu două chirii. Deci absolut nimic nu au făcut. Deci trebuie să spun asta încă o dată, trebuia să aveam apartament mult mai dinainte. Deci nu au asigurat condiții de învățat. Eu ca tata la matematică eram mai bun dintr-a noua. Deci dintr-a noua îl depășit, să-mi vă dați seama ce profesor de doi bani era și tata. Și într-a 10-a ai depășit, deci când eram premiat la faza, s-a depășit în complet toți profesorii ăștia din Iași, care tot așa erau, tot, și copiii omorâți cu pietri, deci profesori declasați, care am pus aici, declasați complet, deci în Iași spuneau că se inspiră din Biblie, nu, dragă, Biblia e zero. Aici trebuie să te inspiri după știință. Deci Biblia e zero, Biblia e zero, trebuie să te inspiri după știință. Nu că copiii nici omorâți cu pietri, tot numai tâmpenii, numai tâmpenii din mintea a doi criminali degenerați.